Deși maratonul vaccinării este întâi, astăzi a cam bătut vântul prin centrele de imunizare. La unele dintre cele mai importante puncte din București, oamenii puteau fi numărați pe degete. Situația a fost aceeași în țară. Totuși, la Alba Iulia, oamenii au venit să se imunizeze și nu oricum, ci pe muzică. Puțini au fost cei care au ajuns la centrele de vaccinare din București. În primele ore, abia dacă au intrat câțiva oameni. Din păcate, în weekend, la unul dintre cele mai mari centre de vaccinare din capitală, oamenii nu prea s-au înghesuit să se imunizeze. În două ore, doar 30 de persoane au trecut pragul centrului. Pentru vaccinarea cu serul Pfizer, doar 6 oameni am găsit la rând. Vă așteptați să fie mai multă lume? Sigur, sigur, da. Am avut pe cineva care a venit zilele trecute și a stat ceva la coadă, îi spunându-se din față că au să veni de la ora 5 dimineața și era foarte târziu. Așteptam să fie chiar aglomerație. Coada cea mai mare este cea de la Pfizer, din ce am observat. Johnson are o coadă destul de mărișică și aceasta, dar se poate și mai bine. La Romexpo, cel mai mare centru de vaccinare din țară, bătea vântul astăzi. Chiar dacă a început maratonul vaccinării, se pare că oamenii se înghesuie mai mult la târguri, iar în fața centrului de vaccinare nu este nimeni. Față de prima dată când ați venit, sunt mai mulți astăzi sau mai puțini? Mai puțini. Probabil au fost la primele ore ale dimineții. Merge foarte repede. Weekendul trecut în capitală erau cozi uriașe la centrele de vaccinare. Peste 33.000 de oameni s-au vaccinat atunci, în primele 3 zile ale maratonului. În Vrancea, cu greu, oamenii au înțeles că doar vaccinul îi poate ajuta în această luptă cu virusul. E primul vaccin? Da. Din cauza restricțiilor. Până la urmă, eu nu vreau să-l fac, dar mă duc cu ziua, eu știu cum pui mâna de la ăla la ăla. Unde v-am decis să veniți? Asta cu... Pentru mine, da, pentru noi, pentru sănătate. În Alba însă, vaccinarea se face pe muzică. Cei care aleg să se vaccineze acolo au parte de o atmosferă ca la discotecă. Deci este o atmosferă foarte plăcută, dar nu pentru asta am venit să mă vaccinez. Am venit să mă vaccinez pentru că nu vreau să prind COVID, boala asta. În ultimele 24 de ore, 8.251 de români s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2. Din păcate, 413 oameni au murit. Practic, asta înseamnă că la fiecare 5 minute, un român a pierdut lupta cu boala nemiloasă. Situația este încă gravă și când ne uităm în secțiile de terapie intensivă. 1.858 de oameni se află pe un pat la ATI. Dintre aceștia, 31 sunt copii.